face acest lucru în plină pandemie. S-a retras de mult din lumina reflectoarelor. O mai recunoști? Este una dintre cele mai frumoase femei din România și cu toate că s-a retras de mult din lumina reflectoarelor, Nicoleta Luciu continuă să aibă grijă de felul în care arată. De un an, Nicoleta Luciu a trecut la dieta rau vegană de punct. A lungul anilor, Nicoleta Luciu a încercat tot felul de diete pentru a-și menține greutatea, mai ales după ce a născut 4 copii. De un an, însă, se pare că a găsit rețeta perfectă pentru ea, regimul rei vegan, pe care îl ține chiar și în momentul de față, în plină pandemie de coronavirus. Nicoleta Luciu s-a retras la miercurea cu, alături de soțul ei și de cei 4 copii ai lor. Vedeta și a dorit să ducă o viață liniștită, departe de agitația cu care era obișnuită pe vremea când apărea pe primele pagini ale ziarelor din România. Acum, în plină pandemie de coronavirus, vedeta nu se lasă afectată și încearcă să nu se abată de la calea pe care a ales-o în materie de alimentație. Suntem bine, cu multe lecții pe cap, așteptăm să treacă pandemia. Am bicicletă de schimb pentru copii. Îi pun să facă câte 20 de minute pe zi, iar pe sol jumătate de oră. Mergem și la curte, cu minge de fotbal. Oricum, copiii au foarte bine multe lecții de făcut, a declarat Nicoleta Luciu pentru Viva. Copiii mai gustă din mâncarea mea, cum Nicoleta este foarte atentă și la alimentația celor mici. Copiii mănâncă normal, consumă mult avocado, mâncăruri și supe cu multe zanzavaturi. Și din mâncărurile mele, numărul de dietă, din când, a mărturisit Nicoleta Luciu. Nu este deloc ușor să ții un regim alimentar în această perioadă de criză prin care trecem din cauza virusului care a apărut în China. Asta și pentru că multe alimente nici nu se mai găsesc în magazine. Trecut țin regim vegan și rau vegan. Am renunțat la cafea, gluten și zahăr. Nu sunt slabă, dacă asta vrei să știi. Am rămas la 60 de kilograme, la o înălțime de 1,75. În regim rau vegan, adică cu fierbere și coacere, dar am și zile în care consum numai rau. Fac pâine și mămăligă, asta am voie să mănânc, a declarat vedeta pentru Viva.